Genesis Bio Partner se ocupă cu reciclarea deșeurilor biodegradabile și aici ne referim la deșeuri care provin din industria alimentară, din retail și din Horeca. În stația pe care dumneavoastră o vedeți aici, noi vom primi deșeuri de la toți furnizorii din zonă. Vorbim de o investiție de aproximativ 17 milioane de euro. Vom fi undeva la 21 de angajați. Bună ziua! Astăzi avem inaugurarea stației noastre de biogaz de la Cordun. Este a doua stație de biogaz pe care o inaugurăm după cea de la Filipești, acum 13 ani de zile. Și avem încă două stații în construcție. Construcția este începută, una la Pișchia, în județul Timișoara, și una la Almăj, în județul Dolj. Și mai avem încă trei locații în țară care suntem în curs de dezvoltare. Este cea mai modernă stație de acest gen în România, cred că este și singura de acest fel și este aferentă tuturor tehnologiei existente astăzi în domeniu. Practic este state of the art. Ce implică? Cu ce se spuneți-ne pentru cei care de acasă care nu se pricep? Ce înseamnă? Cu ce se ocupă? Da, stația de biogaz a noastră folosește deșeuri organice, reziduri de biomasă sau din alimentare și le transformă în digestie anaerobă, în biogaz, iar biogazul la rândul lui este transformat în motor de cogenerare, în căldură termică și energie electrică care este injectată în rețea. Deci vorbim de un impact și asupra mediului la modul pozitiv? Da, este foarte mare. Adică cel mai mare impact îl avem pe reciclarea deșeurilor organice, care în loc să fie nocive pentru mediu, să putrezească, să emană metan. Metan este de 30-40 de ori mai nociv decât CO2 și este după CO2 factorul cel mai mare care contribuie la încălzirea globală. Noi, de fapt, facem reciclarea acestor deșeuri. Modul de reciclare este transformarea lor în energie electrică și termică prin digestia anaerobă. De ce asta le Unde ați ales zona municipiului Roman și a comunei Cordun pentru această investiție? Noi am vrut să fim reprezentați în toate regiunile din țară. Noi am primit de aici la stația care o avem de 13 ani la Filipești și nu mi s-a părut nici fezabil, nici sustenabil ca să primim, să cărăm deșeuri sute de kilometri prin țară. Așa că am vrut să acoperim și vestul și nord-estul și estul și mijlocul țării și o să urmeze în curând și Bucureștiul, bineînțeles, ocupat ca și regionalitate. Și aici, la Cordun, am fost primiți cu brațele deschise, avem un mediu foarte veșnic și acum 13 ani am avut o investiție la Cordun și am avut experiența plăcută, așa că am mers unde am știut când este bine. Cât de mare a fost efortul financiar pentru această investiție și cât locuri de muncă va crea? Investiția se ridică la 16-17 milioane de euro doar în locația aceea, adică nu investiția generală în companie, doar investiția în această locație. Este una majoră pentru procesarea deșeurilor, dar este singura posibilitate să fie cu absolut toate necesitățile standarde de sustenabilitate la zi. Adică aici n-am acceptat să facem niciun fel de compromis. Ca locul de muncă o să fie pentru început undeva de 20-25 direct create la noi și probabil încă o dată atâta create indirect la prestatori, furnizori și colaboratori. Ce suprafață are complexul și ce clădiri aveți aici? Suprafața arealului sunt 5 hectare, hala de procesare din spate are 3000 de metri pătrați și avem în spate încă lagunele de depozitare a digestatelor care mai ocupă un hectar jumate. Numele complet și funcția, vă rugăm? Mihail Dietrich și sunt proprietarul major al grupului de firme Pau Partner și împreună cu partenerul meu Horia Bărdeanu suntem asociați în grupul de firme Genesis Biopartner. Este un holding și avem mai multe companii în diverse ramuri de
reciclare, doar masă organică sau energie regenerabilă? Bine ați venit din nou în Cordun. Suntem la un eveniment important. Astăzi avem inaugurarea acestei investiții, o investiție la care se muncește de aproximativ 2 ani de zile. În 2 ani de zile am reușit, de fapt, investitorii au reușit să finalizeze această investiție. Este o investiție importantă, este o investiție de aproximativ 17 milioane de euro. Este o investiție în economia circulară a României și din discuțiile pe care le-am avut cu dumnealor, este cea mai mare investiție de economie circulară, investiție privată în România. Este un eveniment, din punctul meu de vedere, important pentru că reușim din deșeurile din industria alimentară să le refolosim, să le transformăm în biometan și după ulterior în energie electrică. Și mă bucur astăzi că am plăcerea să particip alături de dumneavoastră la inaugurarea acestei investiții pe raza Comunei Cordun. Cum de a venit firma tocmai în Cordun? Firma, am purtat o discuție cu dumnealor interesați de a face o investiție în zona aceasta țării și am purtat acum 2 ani, 3 luni și 3 săptămâni o discuție cu dumnealor și au găsit o deschidere și din partea administrației publice locale, dar au găsit și o zonă propice pentru implementarea acestei investiții pe raza Comunei Cordun. Cam câte joburi sau aveți idee? Câte locuri de muncă? Sigur că da, vor fi 30 de locuri de muncă aici, pentru că tot ceea ce vedeți și dumneavoastră este foarte tehnologizat, dar pentru mine este foarte important că dezvoltarea, deschiderea firmei, banii care vor veni din taxe și impozite la bugetul local și aceste locuri de muncă sunt toate importante în dezvoltarea Comunei Cordun și pentru cetățenii din comună care caută un loc de muncă. Ceea ce fac oamenii ăștia aici cu siguranță e un pas important spre o lume, o viață și o planetă sănătoasă. Vreau întâi să îi mulțumesc pentru invitație domnului Horia Bărdeanu. M-am întâlnit cu dânsul în Prahova, acolo unde este și prima stație, și mi-a propus să ne întâlnim și aici și mă bucur că am dat curs acestei invitații la acest Octogreen Fest, cum îl numim, și mă bucur să văd că au amenajat colegii, parcă suntem la Oktoberfest, dar facem un Octogreen Fest foarte frumos astăzi împreună cu Genesis Biopartner. Pe ocazie sunteți astăzi în Comuna Cordun? Cu ocazia acestei investiții, lucru extraordinar, pentru că am fost și în județul Prahova și am văzut o investiție similară în cadrul aceleiași companii și nu pot decât să mă bucur că aici în regiunea Moldovei avem și noi o investiție foarte mare. Înțeleg că sunt cele mai noi tehnologii. Mi s-a comunicat că e o investiție de ordinul zecilor de milioane de euro, mai exact 16 milioane de euro. Și cred că e un lucru extraordinar ca din biodeșeuri să producem energie electrică, biogaz și ulterior energie electrică. Și spun acest lucru pentru că doar din fracția municipală în România avem aproximativ 2 milioane de tone de biodeșeuri anual. De cele mai multe ori ele ajung la groapa de gunoi. Însă cu astfel de investiții care, din ce am înțeles, pot prelua inclusiv o parte a fracției municipale, respectiv fracția biodegradabilă, ca să nu mai vorbesc de tot ce înseamnă supermarketuri sau alte astfel de entități care generează mari cantități de biodeșeuri. Cred că e o alternativă extrem de ecologică, respectiv aceea de a nu fi duse pe groapă, ci de a fi transformate în curent electric. E un lucru extraordinar și mă aștept ca un număr cât mai mare de astfel de investiții să fie înființate în România și mă bucur că dacă nu-i la Bacău, la mine, măcar e într-un județ învecinat, respectiv în județul Neamț, și mă bucur la fel de mult. Dacă aș face o scurtă prezentare acum la ora actuală
cât de rapid s-a desfășurat această investiție, vă spun că de la prima discuție pe care am avut-o cu domnul Horia și cu domnul Mihai Rohat până astăzi, sunt 2 ani, 3 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Cred că exact, sau 3 zile. Pe 4 iunie 2022 m-am întâlnit la o cafea cu dumnealor. Dumnealor mi-au spus de ideea de a dezvolta această investiție la nivelul Comunei Cordun și numai în 2 ani de zile s-au terminat toate procedurile de autorizare a acestei investiții, s-a efectuat această investiție și astăzi, datorită tenacității și disciplinei lor de a munci, suntem prezenți cu toții la inaugurarea acestei investiții. Vă mulțumesc, dragi investitori, că ați avut încredere în mine, în calitate de reprezentant al administrației publice locale și mă bucur că ați venit în Comuna Cordun. Cred că dezvoltarea economiei locale este un lucru important. Eu, alături de consilierii locali prezenți aici la dumneavoastră la inaugurarea acestei investiții, suntem cu toții deschiși pentru ceea ce înseamnă dezvoltare economică, că o considerăm ca fiind singura soluție pentru dezvoltarea economiilor locale și pentru sustenabilitatea pe termen lung ale comunităților. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere și sper ca să trecem la partea mai ușoară a lucrurilor, la făcut bani. Că partea grea a fost cu cheltuitul. Urez mult succes tuturor și mă bucur pentru această investiție la nivelul comunității. Felicitări pentru ce ați realizat aici și spun că am fost încă de la început împreună cu Adrian și am văzut inputul acestei investiții acum de asemenea în semifinală, să zicem, dacă asta suntem în finală, în 15 iunie, cred că, am vizitat și am văzut stadiul avansat în care s-a aflat și astăzi, iată, finala, ne aduce un rezultat cu totul și cu totul deosebit. Salutăm în modul cel mai serios și cu respect astfel de investiții. Suntem de partea investițiilor și a dezvoltării economice întotdeauna, iar aceste exemple de bună practică trebuie să fie multiplicate și cred că împreună vom putea să facem acest lucru. În momentul în care vom apăsa pe acest buton, veți vedea pe ecranul din spatele meu, efectiv, pornirea acestei stații. Când sunteți dumneavoastră pregătiți, colegii de la tehnic sunt pregătiți. Uite, numără de la 5 la 0, da? Ca să fie ușor și să apăsați pe buton. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Energie de baterie în stație, ca să spun așa. Alături de noi pe scenă avem un grup de copii care din zona noastră, care vor susține din Piatra Neamț, iată, care vor susține acest eveniment într-o manieră tradițională, ca să spun așa. Haideți aici pe scenă. Și începem cu o urare. Bună ziua și bine v-am găsit, dragilor. Foaie verde de lemn de prun ne-am adunat la Cordun cu mult joc și voie bună. Viitorul să ne sune bine. Cu o echipă plină de viață sunt deja lideri pe piață. Toți uniți în același gând să aibă grijă de pământ. Un concept de sustenabilitate, energie verde, măi frate. Din Moldova în Ardeal se extind ei an de an. Din Maramureșul frumos până la Dunăre în jos vor produce energie cum doar Genesis o știe. Iar acum la încheiere nu vă spun la revedere. Vă poftim cu mic, cu mare, ca în zi de sărbătoare, să petrecem până în zori energie și sustenabilitate. De la Genesis aveți parte. Mânați, măi, flăcăi, să se audă munți și voi. Să porniți motoarele, măi! Să sune buciumul, măi! Mânați, măi!